Bine, în partida cu Petrolul a cedat doar la acel șut al lui Filipe Teixeira. O mică greșeală și din partea lui Andrei Marinescu, titularul brașovenilor. Nu a apucat să intre în posesie. 9 goluri a înscris Marian Constantinescu în prima parte a sezonului. Adnan Nagano, viționalul din lotul Astrei. O pasă acum pentru Gabi Enache, un dribling foarte frumos în fața lui Leopold Novak, însă continuarea cu piciorul stâng a fost cu așteaptă în marginea careului de 6 metri. Cristian Gane a încercat acolo un dribling, Fani cer lovitură de la 11 metri pentru un hands, însă jocul poate continua. Oradea, un ritm bun în aceste prime 10 minute. Brașovul încearcă să fie mai ofensivă decât a fost în urmă cu o săptămână în meciul cu Petrolul. E normal, joacă pe teren propriu, are nevoie. Și unul dintre jucătorii brașoveni, întins pe gazon, vorba de Marian Constantinescu, se ridică în cele din urmă. Abi Matei, destul de modest startul de partidă al fundașului dreapta de la FC Brașov. Încercare pe banca Astrei. Andrei Cristea și Grigorie marcau pentru brașoven. Pentru Astra înscria Găman. Lucru interesant apropo de Găman din 15. Valerica Găman aici prins între doi adversari. Takayuki Seto are tehnică, însă nu-i permite acum să iasă din încercuire. Îl hărțuiește acolo pe Zlot. Partidă. Încerca să-i trimită lui Benson, însă acesta din urmă a rămas pe loc. Cartiunin în duel cu Kehin de Fatai. Kehin de Fatai are brașoveni, dacă mingea îi vine pe jos și dacă își poate pune în valoare viteza, altfel îi va fi extrem de greu în această seară. Din nou Oros are timp pentru a pregăti această pasă lungă. Sare acolo Kehin de Fatai și reușește să devieze în fața lui Artiur. Pe să fie depășit acolo Vincent Laban. Franco-cipriotul a reușit însă să respingă. Rămâne însă posesie pentru fanii Brașovului, cei mai gălăgioși dintre ei, grupați la tribuna a doua. În peluză nu e nimeni. Limita hands-ului făcută de Haganovic. Cătălin Popa a aruncat o privire către Marius Nicoara, asistentul de pe această parte. A vrut să fluiere în prima fază, însă între minutele 30 și 45 Oleg Protasov cu aceeași atitudine pe care a avut-o de la începutul aventurii sale la un pas să recupereze Enache. Artiunin, internațional eston, a jucat un meci în preliminari. Peț o face, reușește să centreze. În sfârșit o intervenție foarte bună din partea lui Gabi Matei. O minge respinsă la Vincent Laban, atacat de joc. Să disloce mai ușor apărarea brașoveană. Să vedem, poate se întâmplă la această fază. Nu. E ieșit lui Gorupes driblingul în fața lui Leopold. Minge direct în brațele lui Lung Junior. Nu prea au idei acum brașovenii. Gane așteaptă undeva în flancul drept, însă Haganovic preferă să joace aproape, să joace la siguranță. Sasha Novakovic pentru Artiunin. Benson nu reușește să... Și de acum încolo probabil o vom vedea pe FC Brașov, așa cum am văzut-o și nu. Cristian Lucian Munteanu deschidea scorul pentru FC Brașov din lovitură de la 11 metri în minutul 3. Acela a fost primul meci al lui
Astra e în acest... Un minut de prelungire pentru prima parte. Artiunin scoate mingea în afara terenului. E al șaselea transfer pe care l-a făcut Astra această iarnă, după Gorupeț, Nopinto, Tembo, care s-a întors. Nu permite preluarea jocului. Mingea nu a stat. Artiunin, dașul din Estonia, pentru... Îl atenționează Cătălin Popa pe Leopold Novak să nu mai facă astfel de gesturi. Tehinde Fatai încearcă din prima pentru Budescu, solicită și primește o lovitură liberă. Să-și facă loc nici printre rezervele roșialbaștrilor. Cu reacții la finalul meciului. Meci pe care Brașovul reușește să îl ducă nu ca intensitate, ci ca traiectorie. Artiunin pentru sprintul lui Bențun, blocat de Gorupeț, destul de mare de comunicare și cu Dinu Gheorghe și cu jucătorii. Probleme care s-ar putea să... Încearcă să accelereze puțin Florescu, găsește pe William de Amorim. Acolo Kehinde Fatai pentru Spătaru. Fanionul potrivește pe piciorul drept, el fiind un jucător de picior stâng. Dacă nu poate veni cu centrare sau cu șut, e obligat să joace înapoi în astfel de situație. Lui Zlomislić nu respinge tocmai bine. Ganea, Juric, faultat de Florin Astra și au aruncat vorbe grele Tembo și patronul Giurgiu Venilor. Pare însă că au îngropat securea războiului. Condițiile în care Fatai avea acolo un adversar lângă el și pierduse prin planul. Încă o dată Fatai în duel cu Artiunin. Mi s-a părut a fi fost faultat. N-a făcut schimbări Iugoslav Lokița după eliminarea lui Benson. Nu reprezintă o problemă foarte mare. Locul 3-0 la Chiajna cu Viitorul și 1-0 cu Gaz Metan Media și pe teren propriu. Vine centrarea lui Junior Moraes și acum Kehinde Fatai reușește să câștige. Important pentru el să-și conserve energia pentru un final de foc al brașovenilor, cu doi oameni mai puțin, după eliminările lui Benzun și Juric. Juric parcă octombrie 2012. Încă o dată Tembo pasează de această dată la Kehinde Fatai, care încearcă să combine cu Spătarul.